Îmi propun să vă prezint câteva lucruri necatedratic, neaulic, despre ironie, despre foloasele și mai ales despre ponoasele ei, pentru că, de multe ori, fără să ne dăm seama, folosim ironia. Definiția romantică a ironiei este: ironia este alcoolul spiritului. Sigur, veți observa alături de mine că există încă mulți abstinenți din acest punct de vedere. Ceea ce privește definiția autoironiei, ea este și mai poznașă și spune așa: autoironia înseamnă capacitatea de a te vedea cu ochii altora și de a nu te îndrăgosti de ceea ce vezi. Ironia trebuie să aibă niște funcții, indiferent că funcțiile astea sunt programatice sau nu, mai degrabă nu, dar recursul la ironie trebuie să servească mai multor scopuri. Printre ele, crearea unei atmosfere distinse. Deci ideea că atmosfera dintr-o sală de conferințe sau de la un spectacol sau de la o întâlnire între prieteni este țeapănă, este rigidă, o vorbă aruncată jovial, dezinvolt, poate dezgheța apele. Ceva de genul: ce bine că vă revăd, nu ne-am mai văzut de ieri, în momentul în care te trezești pe cap cu același musafir. Pe urmă, ironia te mai poate ajuta să evaluezi o situație și să nu o faci foarte, foarte brutal când e vorba de o evaluare negativă. De exemplu, îi spui unui elev: ești cel mai bun din clasă în afara celorlalți 35. Asta se leagă și de corectarea unei erori, deci ironia are și o componentă mai mică sau mai mare de resort educativ. Pe urmă, semnalarea unui defect, a unei scăpări, a unei lipse de înzestrare este un teritoriu delicat și știm lucrul ăsta încă de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, care își luase un critic de curte, nimeni altul decât Nicola Boileau. Iar Boileau era convocat din când în când să-și dea cu părerea despre poeziile lui Ludovic al XIV-lea, căci Regele Soare făcea poezie. Pe urmă, o altă funcție este răspunsul la un atac sau la o ofensă. Să nu uităm, suntem în țara în care a existat cu mare succes și a și reapărut de câteva vreme revista Atac la persoană. Deci atacul la persoană este ceva de domeniu obișnuinței. Da? Cel mai bun, sau unul dintre cele mai bune moduri de a para un atac la persoană este să invoci o vorbă de spirit a lui Alan Bryan, care spune așa: violența este vorba de duh a analfabeților. Ori de câte ori sunteți puși în situația unei abordări violente, mi se pare că o replică de acest tip îl poate inhiba întrucâtva pe cel care comite actul de agresiune. Și, în fine, ridiculizarea unui exces este iarăși o funcție a ironiei, de genul unei mese la care aveți alături un mâncău care ia și ia și ia și mănâncă într-una și vă întoarceți pe el și spuneți: ia și a 24-a de oară, că nu numărăm, dar oricum e bine să ții la siluetă. Dacă ironia are funcții, evident că are și autoironia. Iar printre funcțiile autoironiei, trei mi se par importante. Prima ar fi recunoașterea unei erori. Deci în momentul în care îți asumi acea eroare, e bine să nu o faci sec, să nu o faci încercănat, ci să o faci pe un ton jovial, arătând că nu te îndrăgostești de tine, că nu te iubești foarte mult, că nu-ți petreci mai multă vreme la oglindă decât e necesar pentru o toaletă minimală. Nu poți fi ironic pe hectare. Da? Trebuie să fii ironic pe spațiu scurt, pe spații scurte, în așa fel încât ironia să pătrundă, să ajungă la destinație, să nu se dezlâneze, să nu devină o mlaștină, un teren păstos, o substanță din care nu poți construi nimic. În 2018 se împlinesc 70 de ani de când a devenit operațională fuziunea a două biblioteci eșene importante: Biblioteca Fundației Regele Ferdinand I și Biblioteca Universitară. Astfel, darul făcut eșenilor de către majestatea sa, Regele Ferdinand I, Palatul Fundației, a devenit o cetate a cărților, cea mai mare bibliotecă din Moldova și una din cele mai mari biblioteci din România. Procesele verbale întocmite în anul universitar 1947-1948 înregistrează peste 45.000 de cititori la biblioteca proaspăt înființată.
Asta însemna că aproape toată comunitatea academică ieșeană, într-un fel sau altul, era înscrisă în registrele bibliotecii. Astăzi, pe fondul declinului demografic galopant, e posibil ca în anul 2020, Marea Bibliotecă Universitară Ieșeană să înregistreze un sfert din numărul de cititori de acum 70 de ani. Pentru mine acesta a fost argumentul să alegem tema biblioteca și cititorii și acest argument statistic este în sine suficient pentru a ne solidariza, să ne apropiem de cititori. Unii dintre bibliotecarii prezenți în sală m-au ajutat și mi-au rămas prieteni încă de când am pășit în viața de student în urmă cu 23 de ani. Iar pentru sprijinul acordat atât mie, cât și altor mii și mii de cititori, mă înclin în fața dumneavoastră și vă felicit pentru munca pe care o împliniți cu devotament în fiecare zi de lucru. Le mulțumim cititorilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și le decernăm în prezența doamnei rector interimar, profesor universitar dr. Mihaela Onofrei, o diplomă de onoare și un dar simbolic de carte. Cititorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza sunt cititorii noștri cei mai mulți și cei mai statornici în destinul bibliotecii. Stimate domnule director, dragi oaspeți ai Iașului, dragi prieteni ai bibliotecii, sunt onorată să primesc acest premiu în numele comunității UAIC și pentru că vorbim de cât mai mulți cititori la bibliotecă în calitate de deziderat, de obiectiv comun, o să vă spun în premieră că urmare a eforturilor pe care le întreprindem la universitate pentru a reduce abandonul școlar, prin diferite proiecte pe care le avem în momentul de față în implementare, cu sprijinul Băncii Mondiale, și sunt 5 asemenea proiecte, vor urma și altele, ne-am propus, domnule director, să activăm la nivelul fiecărei grupe din universitate, grupe de studenți, acel diriginte, dacă vreți, de grupă, așa cum sunt în licee. Sunt 880 de grupe pe care le vom aduce la bibliotecă, la dumneavoastră, și ne dorim ca prima întâlnire cu tutorii să fie aici, la bibliotecă. Dacă se află alături de noi conducerea Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, îi rugăm să primească mulțumirile noastre, pentru că în decursul ultimilor ani, numărul cititorilor care vin de la Universitatea de Medicină și Farmacie a crescut cu 2000 de persoane. Mă bucur să-l avem alături de noi pe domnul prorector, profesor universitar dr. Neculae Eugen Seghedin, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Studenții de la Politehnică sunt așteptați cu drag la bibliotecă și vă rugăm să duceți cuvântul nostru de mulțumire către conducerea Universității Tehnice Gheorghe Asachi. Vă mulțumesc, domnule director. Vreau să aduc salutul comunității academice din Politehnica Ieșeană, salutul studenților și omagiile noastre celor care onorează această profesie nobilă, cea de bibliotecar. Într-o lume supra-tehnologizată, într-o lume în care se pare că în viitor vor fi două profesii, vor fi cei care vor spune calculatorului ce să facă și cei care vor face ceea ce le spune calculatorul, se presupune că lumea va fi condusă de tehnologie, singura scăpare, am spus-o și la zilele Universității Alexandru Ioan Cuza, singura scăpare pentru noi este întoarcerea la valorile umaniste. Înseamnă întoarcerea la valorile umanității. Asta înseamnă că trebuie să cultivăm, să dezvoltăm acele instituții care sunt depozitarele valorilor umaniste. Asta înseamnă universități comprehensive și biblioteci. Dorim să oferim Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu o plachetă omagială, o plachetă care poartă efigia părintelui nostru spiritual, Gheorghe Asachi, cel care acum 205 ani fără 6 zile
înființa la Iași școala de ingineri hotărnici, acel faimos clas de inginerie și hotărnicie. Încă o dată, felicitări din partea Universității Tehnice Gheorghe Asache, felicitări întregului corp de specialiști care onorează această instituție. Felicitări în valoare! Trebuie să adăugăm pe lista de mulțumiri încă un punct, un punct prin care ne adresăm cuvântul de mulțumire pentru studenții Universității de Arte George Enescu. Mesajul nostru va ajunge la universitate. Nu cred că doamna rector a reușit să ajungă astăzi, dar în tot cazul, noi suntem aici, suntem aproape de studenți și le stăm la dispoziție. De asemenea, îi așteptăm la bibliotecă pentru studenții îndrăznesc la lectură de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Ion Enescu de la Brad, cărora de asemenea le vom trimite cuvântul nostru de mulțumire. Un cuvânt special de recunoștință îl adresez doamnei inspector școlar general, doamna Genoveva Farcaș. Parteneriatul cu inspectoratul este unul dintre cele mai solide proiecte pe care biblioteca le-a construit în ultimii ani. Sunt bucuros să o avem alături de noi și îi mulțumesc pentru că din licee vor veni viitorii cititori ai bibliotecii. Îmi exprim aprecierea în numele instituției pe care o reprezint pentru organizarea acestei activități într-un format nou, dinamic, deschiderea pe care Biblioteca Centrală Universitară o are nu doar în raport cu mediul academic, ci și cu noi, cei din învățământul preuniversitar. E firesc să fie un continuu, atâta vreme cât în sală sunt și elevi, care trebuie să înțeleagă că desăvârșirea prin cultură poate și trebuie să se producă într-o bibliotecă.